Sute de fani s-au adunat aseară la aeroport pentru a întâmpina pe fotbaliștii de la Manchester United, care au venit la Chișinău pentru meciul cu Sheriff, care va avea loc astăzi, începând cu ora 19:45, pe stadionul Zimbru din capitală. Suporterii i-au întâmpinat cu urale, chiar dacă vedetele clubului englez nu au zăbovit pentru a le împărți autografe. După ce a ajuns în Moldova, renumitul fotbalist Cristiano Ronaldo a publicat un selfie pe rețelele de socializare, care a adunat milioane de like-uri. În contextul meciului din cadrul grupelor Ligii Europei, circulația a fost sistată parțial pe Bulevardul Dacia de la ora 16 și până la ora 20:30. Fotbaliștii au trecut prin sala VIP, iar afară erau așteptați de două autocare. Celebrul jucător portughez Cristiano Ronaldo, starul cu milioane de fani în întreaga lume, a urcat printre primii. Suporterii și-au întâmpinat cu urale favoriții, iar majoritatea au strigat numele vedetei echipei engleze, Ronaldo. Deja o oră avem de când stăm aici. El susține echipa de la 8 ani. Îl vom vedea probabil doar de aici. Nu ne permit mai aproape, dar emoțiile sunt mari, deoarece mi-am văzut idolul. Un eveniment foarte important pentru mine, pentru că țin cu ei din 99. Ce îți cumpăra acest eveniment? Așa. Cu vederea lui Papa de la Roma. Am venit să văd echipa pe care o urmăresc din copilărie. Ulterior, membrii clubului englez au plecat la un hotel din capitală unde au fost cazați. Zeci de suporteri s-au adunat astăzi aici, în fața acestui hotel. Au venit să facă poze, să-și vadă marele vedete ale clubului englez, Manchester United. Am așteptat echipa favorită, a venit în componență de plină. Emoții, desigur, sunt foarte multe. Păcat că nu am reușit să obținem un autograf. Mi s-a îndeplinit o dorință atunci când l-am văzut pe Ronaldo. Probabil toți cei care au venit aici au vrut să-l vadă. A simțit multe emoții, l-am văzut pe Cristiano Ronaldo, pe unul dintre cei mai preferați jucători ai mei. Mai târziu, în cadrul unei conferințe de presă susținute pe stadionul Zimbru, antrenorul clubului Manchester United le-a spus jurnaliștilor ce impresie are despre echipa adversă, Sheriff. Este destul de evident, echipa a învins Real Madrid și Shakhtar Donetsk, prin urmare este capabilă de surprize și trebuie să ținem cont de acest lucru în meciul viitor. Înțelegem foarte bine acest lucru și trebuie să fim pregătiți pentru asta. Sheriff este un adversar serios și demn, trebuie să facem tot posibilul pentru a câștiga. Întrebat dacă Ronaldo va ieși pe teren, antrenorul Diavolilor Roșii a ezitat să dezvăluie secretul. Îmi pare rău, dar suporterii vor trebui să aștepte până mâine. Iar antrenorul celor de la Sheriff a menționat că elevii săi vor da totul pe teren pentru a trimite balonul în plasa adversarilor, chiar dacă sunt foarte puternici. Va fi un meci foarte greu, dar consider că dacă vom juca bine în apărare și disciplinați, vom avea momente pentru a da gol. După ce a ajuns la Chișinău, atacantul Cristiano Ronaldo a publicat pe rețelele de socializare un selfie care a adunat peste 7 milioane de like-uri. Nu se știe deocamdată unde a fost făcută fotografia, însă un detaliu din imagine le-a atras atenția fanilor. În spatele său, peste geam, se văd bucăți de pavaj împrăștiate.